Andreea Marin explică ce s-a întâmplat în vacanța de coșmar și nu doar atât. Vedeta face și dezvăluiri exclusive despre cum este viața alături de bărbatul iubit și cum trăiesc ei ca o familie, deși nu sunt căsătoriți. De ce te mai întorci din vacanță? Că asta e întors Bună întrebare. Tare bine mi-a fost pentru că am ales un loc bun, fără să știu că va fi așa, bineînțeles. Fusesem cu câțiva ani în urmă, undeva în nordul Croației, unde un parc intrat în patrimoniul UNESCO, cu cascade, cu scorburi săpate în munte de apă, de vânt, sunt puse într-o anumită lumină de cei care administrează acest parc uriaș. Așa că am hotărât să luăm o mașină de acolo și să parcurgem țara până spre Dubrovnik, unde marea, soarele, nu știu, insulele în care puteai poposi și puteai mânca ceva făcut ad hoc, toate acestea îți ofereau așa o bucurie nesperată. Croația a fost stabilită de la bun început sau ați ales așa? Nu, am căutat. Știu că ți-ți place Capri mult de tot. Da, îmi place Italia și acolo suntem în această perioadă a anului de ani de zile. Însă n-am avut de ales în circumstanțele actuale și atunci am vrut ceva asemănător. Și într-adevăr, acea zonă a Croației seamănă foarte mult cu Italia. Scumpă? Că se spune că este destul de scumpă Croația. N-a fost o excursie scumpă, nici la munte, nici în cealaltă parte, pe litoral. Cât a stat? Am stat o săptămână. A stat da, ceva. Da. Și n-am mai fi plecat. Mâncare bună, oameni frumoși, deloc aglomerat. Minunat. Și un moment frumos și cât poți tu să ne spui, te-a venit și pisicuța, a fost ziua partenerului tău de viață, nu? Am văzut ceva pe Instagram, am văzut toată lumea. Da. De fapt, de asta am plecat, pentru că am vrut să fim doar noi, de ziua lui așa facem, an de an, și ne-am dorit să fim într-un loc apropiat de cel care, mă rog, e pe sufletul nostru, acea insulă de care spuneai, insula Capri. An de an, zici că sunt vreo 10 ani, așa sună, an de an. Da, sunt, aproape 4. Nu sunt serios? Puțin. Da, nu când sunt. Când au trecut 4? Știu nici eu. Mulți înainte să vă dea Dumnezeu. Mulțumim. Mamă, au trecut 4 ani. Da, așa e, aproape. Acum înțeleg de ce ai zis an de an. Da, așa este. De altfel, ai și postat mesaj tare emoționant și frumos, lucru pe care tu nu-l faci atunci când vine vorba de viața ta personală și când... Nu, se întâmplă rar, dar se întâmplă cu sufletul deschis. Și așa am simțit, așa am făcut-o, nu stau să mă gândesc atât de mult la lucrurile astea. E clar că e un om special dacă faci tu asta, când tu nu prea faci asta. Așa este, da. Mai urmează vacanțe? Da, ne dorim să plecăm și cu Violeta, așa că acum căutăm să vedem unde am putea să mergem, astfel încât ea să fie în primul rând, în cât mai multă siguranță, pentru că nu poți să spui 100% că ești în siguranță nicăieri în acest moment. Dar asta își dorește până la urmă orice părinte, nu-i așa? Să știe copilul în siguranță și să se și bucure de acea vacanță. Dar ați mai fost în vacanțe voi trei? Da, bineînțeles, și sigur că da. Familie... An de an. Da. Și cum e în vacanțe voi trei? Păi, e joacă, pentru că asta e, până la urmă, la ordinea zilei. Ei doi complotează împotriva mea, eu sunt cea serioasă, eu nu mă prea pricep la jocuri, dar mă adaptez. Și văd tu cu ușa așa. Da, cineva trebuie să fie cu picioarele pe pământ. Da. Spiritul, am fost aleasă. E cu spiritul ludic și tu nu, așa. Așa. Cineva trebuie să fie și disciplina. Pe de altă parte, a venit și perioada luminoasă a campaniei Nu există, nu se poate. Când oameni din toată țara, între 20 și 70 de ani, și bărbați și femei, și pe locuri speciale anul acesta, cei din linia întâi, au intrat în campania care le schimbă viața în bine, minte, trup și suflet. Și de aici a început povestea bucuriei. Totul, adică, totul, mai un suflet, totul, lasă corbătul.